Ne-am întors la viața, concursul Kaufland bate la ușa. Astăzi ne jucăm cu ouăle. De când așteaptă Michi și Aurica acest joc? Ei au vrut să-l jucăm de Crăciun, dar na, fiind cu ouă am mai stat puțin. Dragi mei, Roxana Mihai este pe fir, s-a înscris pe fresh.a1.ro răspunzând la o simplă întrebare și deja, practic, aproape a câștigat concursul nostru. Are dreptul să-și dubleze premiul și anume să ajungă la 500 ron cumpărături la Kaufland dacă pune pariu pe calul mai breaz. Roxana, bună dimineața! Bună dimineața! Unde am nimerit cu telefonul ăsta? În ce localitate? În Megidia. La Megidia. Cum e vremea la voi? Foarte urât. Plouă foarte urât. Ne-au zis că trecem până joi de 20 de grade. Dacă nu s-o întâmpla, mă duc la ANM, mă dezbrac în pelea goală și protestez. Sau plec în Dubai. Una sau alta. Mulțumim tare mult. Roxana, te-ai apucat de pregătiri? De pregătiri de concurs, mai degrabă, nu de pregătiri de paște. Sunt pe dietă și nu prea am voie să mănânc mai nimic. Mai bine, mai bine, ai scăpat de o grijă. Să vezi, da, dacă află de la neața rudele tale că ești la dietă, să vezi câte te vor invita la masa de paște, că nu consumi. Roxana, ca să intri mai departe în concursul nostru, trebuie, da, mai ales dacă ai un televizor la dispoziție, să ne spui 10 tipuri de produse în 30 de secunde pe care le găsești în catalogul Kaufland, de obicei la promoție. Ești pregătită? Da. Începem în 3, 2, 1 și start! Tipuri de produse. Pâine. Pâine, ovăz, cartofi dulce. Chem de pui. Mai departe. Somonul tare mi-aș dori să-l găsesc la reducție. Carnea de vită. Ouă. Făină. Carne de miel. Făina. Brocoli. Carnea de vită, am zis. Stop, e foarte bine până aici. Hai că sunt mai bun săptămâna asta și îți dau și... E prea interesant concursul. E prea interesant concursul ca să nu ne jucăm. Bun, da. Avem două echipe. O mână de ouă. Poate tu. Știți bancul? Da, da, ce, tu ai numai unul? Ăla care trece apa și îl prinde o mână și zice, cu două sau fără două? Și ăla zice, cu două, mamă, trece, se duce acolo, ajunge cu patru pe partea cealaltă și se gândește, păi mă duc înapoi, mă mai întreabă o dată și se duce la mijlocul lacului, la apuc o mână, iar cu patru sau fără patru? Asta e banc de Galați, la bancul cu bancul. Moldoveanul meu l-a înțeles. Nu, este un alt banc care zice, domn doctor, nu știu cum să vă zic, dar noi doi avem împreună trei ouă. Hai să ne concentrăm. Zice, dar de ce, dumneata, n-ai niciunul? Bun. Roxana, pe cine pui banii? Pe moldoveni sau pe non-moldoveni? Pune păreați banca, abia s-a întors. Da. Sincer, aș vrea să joc cu Ramona de data asta. Astăzi joc cu Ramona, foarte bine. Perfect, mulțumesc. Va fi și greu pentru că va trebui să stea foarte mult aplecată. Păi, eu mă pricep. Da, obor mașină, Dani. La jocuri, mereu. Da. Atenție mare, deci avem de jucat următorul joc, se joacă în sistem ștafetă. Ai voie să plimbi oul gol doar făcându-i vânt cu tava. Să nu sare deloc. Oul trebuie să plece de la linia de start și trebuie să ajungă neapărat în pătratul de sosire. Dacă ajunge, bă, vezi că nu e minge. Da, mă uitam, uite ce bine absorbe șocul. Dacă ajunge în pătrat, ai voie să-i aduci tava colegului tău. Hai să vedem. Care la rândul lui va pleca la 90 de secunde. Câte ouă putem pune în pătrat? Jocul ăsta e japonez, să rămâne ouă cu tava. Cine ți-a zis asta în cască? Am prietenul meu japonez aici și mă inspiră. Ia-o cu tava! M-a învățat să salut mai devreme și mi-a zis să nu mă mai las atât de jos. A zis că e suficient la 30 de grade, că eu mă duceam. Bă, dar ce ai în coc așa de... Zici că ești Elena Ceaușescu, să moare. Are bunete de la devase. Tu înțelegi că mă inspiră mult, sunt gheișă astăzi. Da.
Doamne, ce dorm era de tine, mirosa ceapă. Unii ghei și alții doar ișe. Ce bine, hai, 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 să mă joc cu tine. Începem, Roxana, simt pumnii, poți dubla premiul dacă va câștiga echipa Ramonei. Iartă-mă, iartă-mă. La linie, la linie, ou, începem. Ia-o cu tava! Ia-o cu tava! Start! Numai cuvânt, fără să atingeți ou. Încet, încet, încet. A luat avans. Ușurel, Florin, ușurel, Florin. A luat avans prea tare, Florin. Cu două mâini, Ramona, ca bravo, să fac ce vântul mai corect. Și calm, acum, calm, calm. Nu, no, nu, nu s-a oprit, trebuie să se oprească ou ca să poți să-i dai tava, mă simt ca domnul Dan. Măi, da. Iată. Păi de ce ești? Mâncați așa ochiul tău de ou. Păi nu, ochiul tău de ou. Mâncați așa ochiul tău de ou. Răzvane, stai liniștit, nu te Ramona, trebuie. Ești prea puternică. Nu, nu, ce faci, Ramona? Mai calm, mai calm. Așa e ăsta. Scuze. Ăsta e cu personalitate, încet, Florine. Încet. Care e ce? Încet Ram, acolo. Creează un vânt turbionic. Lasă-mă în pace cu... Ok, n-ascuns. Bine. Ia-o cu tava! Zero ouă la banzai! Nu te mai grăbi, Răzvan, joci pentru cine? Și vezi să nu mi-l împingi pe ăla, vină cu ea la altul ou. Ia că-ți dau eu, avem ouă. Păi lasă că... Ouăle noastre nu ce sunt faci, ok, Florine. Ai grijă, Răzvan, acum să nu-l scoți pe celălalt. Ușor, oprește-te, numai nu, oprește-te. Am rădu, ai scos ambele ouă. Calm. Păi da, mă, dar ăla nu se pune. Răzvan, aproape, dar calm, să nu scoți pe celălalt. Cât timp faci avem? Bine ce faci, Răzvan, faci bine. Faci bine, dacă nu faci nimic, Răzvane, ați câștigat. Nu face nimic. Concursul ia-o cu tava! Răzvane, stai la un loc! Se transformă în concursul mucicei! Ușor, Radu, ușor! Două. Hai să băgăm măcar unul, Radu, acolo! Stop! Avem și noi unul! Nu s-a băgat după cronometru! Nu, a intrat înainte de cronometru! A intrat, ia uite! S-a oprit, dragii mei! S-a oprit, Răzvane, gata, oprește-te! Ceasul s-a oprit! Câte hiperventile! Ia! Doamnelor și domnilor, Roxana, am o veste pentru tine. Hai! Practic, Ramona a câștigat, că i-a pus mâini pe mine. Și? Și eu am mâna ou. Ramona a câștigat premiul... Ia-o cu tava! Da, premiul îi se va oferi împreună cu o poezie haiku ou. Să vină domnul Năstase să ne numere oul. Ați fost foarte bine până la un punct, dar ceva s-a rupt. V-ați tras în jos unul pe celălalt. Da. Ai trarat un echipă. Dați-vă mai încolo că ne-ați este... Arigato gozaimasu! Roxana, cu plăcere. 500 de ron de la Kaufland pentru dacă tot ai zis că ești la dietă, eu zic să mai aștept să vezi ce... Când mai jucăm jocul ăsta? La Paștele... La Paștele cailor.